care merge la plajă pentru că se apropie 1 mai, vine la plajă de multe ori și vrea să facă plajă câte 10 ore pe zi, dacă se poate, ca să prindă bronzul ăla frumos încă din prima. Numai că bronzul frumos se transformă într-o piele roșie, cu arsuri solare și cu alte eventuale probleme. Ce recomandați celor care merg la plajă pentru prima zi, acum la început de sezon? În primul rând, recomand pacienților să nu se expună în intervalul periculos de expunere solară, adică între ora 11 și ora 16. Eu aș merge totuși până la ora 17. Este bine ca pielea să fie acomodată cu radiațiile solare. În sensul că dacă la început de vară, când încă radiațiile solare nu sunt atât de puternice, ne expunem până în ora 11, maxim jumătate de oră, dar cu cremă de protecție solară, nu este niciun dezastru. Ușor, ușor ne acomodăm pielea practic cu radiațiile solare, evitând astfel riscul de arsuri cutanate post-expunere la soare. Atunci când vorbim de copii, ei când ar trebui să meargă la plajă? Nu putem să ținem copiii acasă și să nu-i lăsăm să se bucure de soare și de plajă. Îi putem trimite la plajă, putem merge cu ei la plajă atât timp cât ne protejăm corpul. Protecția aceasta este referitoare atât la folosirea mijloacelor de fotoprotecție corespunzătoare și nu numai la creme, cât și la vestimentație cu filtre de protecție. Mai nou există hăinuțele care au un filtru de protecție împotriva ultravioletelor. Dar cel mai important lucru este ora la care ne expunem. Ai ajuns acolo la plajă, poate vii în altă zona țării și vrei să te bucuri de un weekend la mare. Ai stat puțin mai mult, poate. Ce ar trebui să faci când ajungi după aceea în camera de hotel sau acasă? Sunt mulți care spun, folosesc iaurt sau știu, alte metode băbești pentru a scăpa cumva de efectele arsurilor solare. Care ar trebui să fie, de fapt, tratamentul de scurtă durată și ce trebuie să faci pe termen lung? Într-adevăr, leacurile acestea din popor, ca să nu le spunem bobești, calmează pe moment. Nu recomand folosirea iaurtului sau, eu știu, a uleiului, am auzit și aplicare de ulei post-expunere la soare. Există creme post-expunere la soare care liniștesc tegumentul, îl mai calmează și reduc practic roșiața. Odată ce s-a format arsula solară, indiferent de gradul acesteia, necesită o îngrijire suplimentară. Motiv pentru care, dacă vorbim deja de arsuri solare de gradul 2, recomand pacienților să viziteze medicul dermatolog pentru un tratament eficient și sigur. Aici la Policlinica OCH poți să beneficiezi de astfel de tratamente în cazul în care ai nevoie. Când ar trebui să vină un pacient, când ar trebui să fie îngrijorat pentru starea pielii sale și să vină să se adreseze unui medic? În principiu, putem să vorbim de prevenție. Pentru pacienții care nu se pot informa din surse sigure, le recomand un consult dermatologic chiar înainte de concediul planificat pentru a beneficia de informații corecte vis-a-vis de modalitățile în care ne putem proteja pielea, ne putem proteja corpul și, bineînțeles, beneficia de toate bucuriile unui concediu. Bineînțeles, dacă se întâmplă să sufere de arsuri solare sau de alte lucruri mai periculoase datorate expunerii solare și aici mă refer la apariția diverselor leziuni cutanate, atunci controlul dermatologic este o urgență. Odată ce ajunge la OCH, ce puteți face pentru cineva care are o astfel de problemă, eu știu, mai ieșită din comun, să spunem așa? Dacă ne referim la leziuni cutanate suspecte, în Policlinica OCH pacienții beneficiază de o dermatoscopie, adică o procedură prin care medicul dermatolog folosește un aparat numit dermatoscop, cu ajutorul căruia putem identifica leziunile incipiente atipice, care mai târziu pot duce la formarea unui cancer cutanat. Există motive de îngrijorare după ar fi bine să mergi, eu știu, periodic la un medic dermatolog
după ce te expui în mod repetat, eu știu, după o vară întreagă, să spunem, să mergi la un medic dermatolog, sau nu e nevoie de fiecare dată sau pentru oricine să meargă la medic? Având în vedere impactul pe care îl au ultravioletele asupra corpului nostru, recomandarea dermatologilor este de un consult anual pentru verificarea tuturor leziunilor ce sunt pe corp, mai ales în cazul în care au apărut leziuni noi de novo. În principiu, o leziune care a apărut de puțin timp, pe care observăm că își mărește dimensiunile alarmant, are mai mult de 3-4 culori, o margine mai neregulată, care poate să sângereze, să provoace durere sau mâncărime, trebuie neapărat verificată de către medicul dermatolog, nu doar clinic, cât și prin dermatoscopie. Asta pentru a beneficia de un diagnostic cât mai sigur. Bineînțeles, dacă leziunea respectivă se dovedește a fi o leziune cu risc sau se dovedește a avea atipii dermatoscopice, atunci indicația este spre excizie chirurgicală cu margini de protecție urmată de examen histopatologic care să ne certifice sau, de ce nu, să ne infirme suspiciunea noastră diagnostică.